Credeți că le-ați văzut pe toate? Un român și-a umflat păpușa gonflabilă la benzinărie. În cazul unui clip video care a ajuns în scurt timp viral, credem că sunt de prisos explicațiile suplimentare. Un bărbat din București a fost surprins în timp ce își umfla păpușa gonflabilă la o clonetă de aer în văzul tuturor. Videoclipul a ajuns rapid viral pe rețelele de socializare, stârnind un lung șir de comentarii. I-a făcut rulajul și trebuie vulcanizată. Cred că este pe pană. A făcut un calcul cu azot, preludiu durează cu până la 5 minute mai puțin. Numai să nu îi dea prea mult aer, că o omoară. Oare a fost dusă și la echilibrat? Cred că merge și cu azot. Un cuplu din Statele Unite a cheltuit 26.000 de euro pentru a aduce sarea și piperul în așternuturi. Cei doi americani, care sunt împreună de mai bine de un an, împart regulat patul cu una din cele 5 păpuși gonflabile pe care le-au achiziționat. Relatează mesajul.ro.